Salutare tuturor și bine ați dat clip la un nou ATV vlog, de data aceasta cu niște oameni mai zvăpăiați. Ia uitați aici intro corect, ia uite. Dănuț va încerca astăzi, deși și ieri l-a luat vreo 2 minute, a luat X10-le. Și vreau să vă spun că e mort de supărat. Acum este pe piața SH de ATV-uri încă un ATV la vânzare. Ghiciți voi al cui este. Ieri ai spus câteva cuvinte, spune-ne încă o dată ce părere ai despre X10, dar fără hate. Fără hate. Cum? Mă dau azi cu el ca să-mi dau seama. Nu pot să zic așa, m-am primat 5 metri. Bine, se mai dă azi, deși mi-a făcut ofertă 7000 de euro, am zis că nu e întreg la cap. Și mai avem aici niște invitați speciali. Nu știu dacă l-ați mai văzut pe băiatul ăsta, cum te cheamă? Claudiu. Azi e doar despre CF Moto. Mamă, ia uite licoare. Ce scrie pe spate? Ia stai alea. Claudiu. Ulu, stai că ți-am agitat berea. Ce conduci, cu tine vorbesc? Stai că omul bea. Ajunge, mă, frate, mă, că ești pe off-road. Gaz conduci? Da. De cât? Două coarne. E cross, nu? Două coarne. E cross? Nu, e enduro. Și mai avem aici pe George. L-ați mai văzut pe George în vlogul de noapte și pe Gabriela. George, ce conduci astăzi? 450, lasă că am văzut eu. E de 500. Hai să ne vedem direct de pe GoPro-uri. Let's go. Și aia a fost. Am început bine. O intrat și la mine 4x4 ăsta. Hai că a intrat. Hop, așa. Dau, la sis, ce vorbești? Nu se joacă. Noi, ca să rântoci așa, cu frâna, trebuie să o apăsăm. Fua. Chiar greu. Vezi că mai accelerez ATV-ul, că nu te speri. Ce spuneți dacă am face o serie grătar la voi acasă? Să venim la voi, facem grătare, mâncăm un alt vlog, un alt, o caterincă, mulțumim frumos. Te rog frumos să dai subscribe dacă ai văzut musca asta. Mersi. Ce e ăsta, tată? Ăsta e, cum să zic eu, Bugatti-ul al pădurilor. Sau cu dinți, apasă cu dinți. Nu mai apăsa, mă, că nici... Mai ești, mă, de acolo? A dat troliu. Gata și pauza, din păcate nu ne acceptă nimeni la ei în curte. Nici n-am stat mult pe live, adevărul ăsta este. Avem niște ATV-uri pe acolo, se aud. Cred că 90% este un omier. Am așteptat să vină băieții, n-au venit nici ei. Turează, probabil fac rampe. Iar acum vom merge în direcția aia, că nu știm unde duce drum. Ăla e Georgiana, bravo, Georginic. Uite în H. Pe downhill assist, merge cu 11-12 la oră. Vedem dacă ia și mai mult, nu? Dar este viteza perfectă. Ați văzut că mi-am pus boxa asta aici în spate. Am făcut-o deja praf, dar rezistă. Am experiență cu ele. M-am dat și-o de ori 4. Dar nu e bike, mai am vreo 3 pe acasă, pe la București. Am una și mai micuță, una și mai mare decât asta și mai am două monstruozități, tot așa, cu baterie, portabile. Și alea merg făcute și stereo, left, right. Și pot să pun una mare aici. E cam cât racul ăsta de pe față și ăla de pe spate. Și dacă lăsați în comentarii spam, o să fac treaba asta. Montez ambele boxe și mergem să ne plimbăm, să băgăm muzică.
Uliu. Sunt doi, sunt doi ori patru. Ah, că a găsit Dan drumuleț. Bine că intră Dan cu evacuarea în pădure. E singurul care are ce trebuie ca evacuare. Poate ne aud băieții, ne întâlnim cu băieții, facem o echipă mișto. Mă uit după crengi. Ne-am blocat. Bă, și tocmai ce am zis, Dan, nu mă băgam pe chestii abrupte, că-mi bag picioarele în ea de limitare. Auzi, bă, cărcile astea. Deci în el, pe downhill assist, e a 5 la oră. Nu mai mult. Așa, hai, Georgiana, să nu iei vreun ciod în ăsta pe la, la mațe pe dădăsubt, că m-ai terminat. Mamă, ce urât e pe aici. De fapt, urât. E fenomenal de frumos, dar abrupt și înclinat în stânga, așa. Bă, dar stați că eu am o chestie, mă. Aș vrea să vă arăt. Dacă pot repede, așa. Aici. G-Force. Și... ăsta, ia uite, 3-4%. Și acum vedeți în dreapta aici și în stânga, mă rog, înclinația. Și stânga-dreapta și față-spate. Ce ai făcut, Dănuțule? Ne-ai blocat? A zis Dănuț, hai după mine, că știu eu. Vă dați seama că știu și azi. Ia uite, e înclinat sau nu? Nu se vede pe cameră, da. Credeți-mă, e jale. Mamă, ce de urcat, firar al naibii. Ia uite voce înclinate. Na. Poftiți situații. Poftiți situații. Și pe cameră să vede, zici că sunt pe drept, zici că sunt pe terenul de fotbal. Nu merge, nu? Ha, ok, dă-i înapoi. Hai, urcăm atunci. Părea că e ok, părea drum. Trebuie să urcăm. Trebuie să urcăm. Urc cu H, că el de unde? Să lăsați jos în comentarii dacă vreți mereu să las chestiile astea, că le las. Când e albastru e așa și așa. Galben și roșu e destul de nașpa. Hai, dar 4. Da, da. Toată lumea în el și eu sunt, credeți-mă, chiar mi-e frică acum. Mi-e frică, sunt așa, înspăimântat. Puii mei, urc pe H, fac ureaua lănțic, se-mi bat picioarele, că în el n-am cum să urc aici. Hai să vedem. Hai, Georgiana! Hai, Georgiana! Da, uite-mă ce-i George! Uite-mă ce se ridică de față, bă! Dragi are băie, bă, nu se este poate așa ceva! A plecat! Haide, băi! Bine, Georgiana! Bine, curea! Aoleu, ce plan a fost! Wow! Bine, Georgiana! Excelent! Ia uite, you're on top! You're on top of the... You're on top of the world! Uite uliu, doamne, uite uliu, uliu. Bă, limitat, da. Suspensia e on point. Chiar e on point suspensia asta, bă, cuvântul meu. Chiar aș putea să o compar cu Fox. Tot ce mă întrebați? E vreo problemă? Neapărat trebuie să-i pun distanțiere. Cred că o să repet asta în fiecare vlog până le pun. Urmează modificările. Cea mai importantă bine, modificare, mult spus, na, nu fac nimic până nu-i fac prima revizie, să-l știu în regulă. Și... Albine, delimitare plus soft. Nu m-am uitat, Albina mi-a intrat între ochelarii. Bine că nu m-am înțepat. Normal că intru și eu. Ce vorbești? Flawless. Hai să vedem aici. Am făcut muci, treacă meargă. Uitați-vă și voi ce a făcut CF Moto cu X10-ul ăsta. Că, bă, credeți-mă, e ce trebuie. Dar ce o facem cu X11, să spunem? Ce o facem? Spuneți voi, cum o să arate? Ce tehnologie o să aibă? Cum e, Dănuțule, fără downhill assist? Hai să ne cerem scuze. Acum să cer scuze, în comentarii. Spune-mi, cer scuze la downhill assist-ul ăla. Ia uite. Aude, controlabil, frumos. Cel mai mișto cu ăsta, că ești obosit de pe off-road, te bagi la somn cât cobori. Mare grijă în spatele lui Dan, dacă vreodată apucați în spatele lui Dan, păstrați distanța, dacă vreți să
dacă țineți la ochelari, la cască și mai ales la, la radiator. Cabeza, cabeza. Dă-i drum! Tot aici, că dau un voi! Uitați-vă și voi unde ne bagă Dan. Bă, și i-am zis, bă, Dănuțule, nu extrem, că e limitat, e... Vai de capul lui. N-am scut, n-am distanțiere, n-am nimic în puii mei și uitați-vă unde ne bagă, bă. În labirintul ăsta. Oh, Pau glinzi. Avem pipie pe hangards. Aoleu, casca mea, aoleu, ochelarii mei, aoleu, Dănuțule, aoleu, direct în ochelari mi-a dat asta. Ne-a adus Dan, nu e niciun drum pe aici. ATV-ul ăsta ca stoc s-aude chiar foarte bine, să știți. E ce trebuie, evacuarea s-aude gros, s-aude manly. Nu mai are zgomotele alea ca ATV-ul vechi. Pe coborâri, când coborai și era dâmb, când accelerai, s-auzea așa fier pe fier, la ăsta nu se mai aude nimic. Tot ce vă doresc să nu se înfunde drumul ăsta. Să trească să urcăm cu crăcile astea. Ia, am mâncat o muscă. Am mâncat o muscă, firara la lime. Și nu glumesc, eu n-am glumit niciodată cu muștele, să știți. Le mănânci, n-ai, le înghiți. Ideea este că off-road-ul, ca să vă explic încă o chestie, off-road-ul te, cum să zic eu, îți omoară destul de bine stamina. Adică nu vă gândiți că dacă stai pe ATV nu dai calorii jos. Din contră, este destul de greu. Adică greu, dai, te miști bine pe off-road. Ochelarii întotdeauna mi-au stat așa pe nas. Și stând ochelarii pe nas, respiri mai mult pe gură. Și s-aude pe vlog. Și eu râd mereu la editarea vlogurilor. Că s-aude și la mine și la Dan. Bine, mai ales la mine, că eu am vreo trei chine pe față de Dan. Frumos! Le luăm pe rând? Da. Stai că scot telefonul. Haideți, ne-am mutat pe Samsung Galaxy S24 Ultra. Stai să mă pun eu mai bine. Stai o leacă așa. Ia uitați ce vrea să ia. Hai să ne cerem o leacă scuze. Băi! Stai, stai, doi ori 4, nu pe 4 ori 4, 4, că le bate în joc. Stai să decupleze, a decuplat. Acum este rândul meu, H, 2x4. Haide capul meu! Olou, ce-am atins cu el, bă, acolo, bă! Scuze-mă pe mine! Păga mea, picioare! Ia uite, ce era să cadă, mă, frate. Ce sunt toate frunze aici, mă? Le-a adunat viitura. Hai că măcar ne-a dus Dan la umbră. Au, ce-i rupe gura. Cer să mă orientez, vrem să ajungem la... Nămolul ăla nenorocit, unde a rămas blocat data trecută. Acum, sigur, trec prin el, hai să... Mai așa ne-am nămolit. Ia uite-l, bă, frate. Ce o avea, mă, să nu mai întoarcă, știți? Păi și crăcile astea, mă? Mă cer eu scuze la scutul ăla, lipsa. Bine, bine, bine! Bine! Va lua Dan X10-le, îl va testa cu adevărat acum, îi va testa capabilitățile în off-road. Eu voi lua măgarul lui, acum toate comenzile sunt inversate și pentru mine și pentru el. Toate astea sunt pe dos, frate. Nu sunt pe dos, aici sunt pe dos. Când vine vorba de evacuare, când vine vorba de evacuare, nu o să zic nimic, că n-am lucruri bune de zis. Vai de mine, băi. Stai, bă, că mă zice asta, dacă am 18 ani, dacă ce știu eu ce mă întreabă aici. Ia carbit map. Băi, este... Foarte ciudată accelerația asta. Bine, bănuiesc că durează un pic până te obișnuiești cu ea. Ce greu se ia de ghidon, ce greu se accelerează. E, dă impresia că are un pic de delay așa și cred că și are. Dar e doar și o chestie de obișnuință. E mult mai ușor oricum, ghidonul e foarte mișto asta. Chiar se simte servo că lucrează mult mai bine decât ce am eu.
Dar cum să vedem, e foarte ciudat că m-am obișnuit să se audă ceva în aiba, dar nu se aude nimic, nici nu știu, zici că e pe electric. Ai grijă că n-am scut, dănuțule. Au, de săracul, ce chile, bă, de sus. Bă, dar arată bine, mă, ATV-ul. Ia uite-l, ce frumos. Hai să ne cerem scuze, toți, la LED-ul ăla. Cracă! Ia uite-l, ia uite-l. Hop, așa. Nu știu, drumul ăsta. Căutăm balta în continuare. Wow, Georgiana, ce o avea toți dracii ăștia pe tine. Ia uite, a intrat. Nu știu ce a intrat. A intrat, a intrat, a ieșit, habar n-am. Dacă merge așa. De rateuri, s-aude bine, s-aude bine. Îl analizăm și în mers așa, mergând cu el. Rămând. Râmă, bă, tată, bă. Ia să vezi aici cât semnalizez. Ăsta-i drumul. Dacă mi-aduc eu bine aminte, sunt în 4x4, sunt în 2x4, nici nu știu ce scrie pe aici. Prea multe informații. Unde scrie, mă? 4x4. Wow, mi-arată și turațiile. Foarte ciudată accelerația după ce am obișnuit cu ăla. Diferențe între ele două, adică chestiile care îmi plac la Lutan este setup-ul suspensiei. I-am mai umblat eu aseară la ea, el spune că nu-i place, mie îmi place mai mult așa. Trebuie să mi-o fac și eu, dar n-am ajuns, nu pot să bag cheia aia de înmuiat arcul, efectiv, pe față. O să o fac la ATV Rom marți și sunetul. În rest, e cu mult peste X10-le, chiar este cu mult peste, să știți, nu se compară. Sunt incomparabile. Hai să-i facem proba aici, să vedem cum se descurcă la acești bușteni. Foarte bine, impecabil. Mamă, ce înseamnă elul, tată. Mamă, să-mi bat picioarele, ce trânj are pe el. Mamă, să de efectiv s-a ridicat. Bine, nu s-a ridicat propriu zis pe două roți, dar s-a decomprimat suspensia maximă acum. Cât îți ia în el? Mie? În el, 60. 30? 60! 60 în el? Da. Dumnezeule, Santa Maria. Am încet aici că ăsta n-a răscut. Îi pune marți. Parcă marți îi pune. Ei bine, și de acum încolo nu mai știu drumul, asta e problema. Aoleu, ce e de urcat aici. Eu cu al lui trebuie să urc doar în H. Da, bine, nu e chiar așa. Mamă, mamă, ce trage în el, bă, ești nebun la cap. Ia uite, bă, căutam frâna pe partea asta. Stai așa, Gogule! Gogule! Stai! Cața și gura ta. Că toate astea-s pădus. Ia uite craca aia. Ia, bă, cața și gura ta, Dane. Bă, ce dormirea de evacuare asta, băi. Ce-a tu? Concentrezi aici, fuuu, praful. Băi, ești nebun ce trage în el, băi. De ce n-am softat eu pe Georgiana veche de înainte, tată? Nu era asta, dar cred că merge. Să o testăm și pe asta. No, 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 no. S-a sperat că dau cu al lui. Ce, mă, ți-e frică pe aici să-i fac testul, nu? Haideți că Dan are draș pe el, vrea să intre el în mâzga asta. Oh. Bă, ăla e adâncă rău, băi! Bine! Stai liniștit! Hai, bă, băieți, mergem! Îi dau out! Dă-i! Ho! Virează dreapta! El, accelerație, ușor! Să-l dai jos ăstea, 4x4. Vai de mine cum arată. Ho, bă, ho! Te duci la Micești? Dă-i, tare, 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 tare! Dă-i, dă-i! E prea adâncă! E, e rea, nu mai e! Extraordinar, frate.
dat gata. Am încercat noroc. Mi-a furat ghidonul, nu? N-am vrut să mă duc în partea aia. Când nu vorbesc, știți că mă mega concentrez. Mamă, ce miroase, ce miros. De mocirlă de-aia obosită. Uulu. Uulu. Nu m-am pus bine? Sasoleacă? Ai grijă aici? Uulu. Am văzut un păr mistreț. 80% era mistreț și acum l-a văzut și Claudiu. Și investigăm. Să nu cumva să fie urs. Dar dacă e mistreț, nu e bună pentru noi, că ăștia am punct. Hai, Georgiana! Wow! Omul Georgian, wow! Am făcut gura ăla, zic. Uleu, ce e aici jos? Georgiana, wow! Mamă, uleu, ce e aici, fratele meu? Hai să vedem, o iau direct așa, a? Direct așa, am băltu-o acasă. Uro, ce adâncă e. Mamă, am făcut praf. Și pe aici cu molondănuțele, cu crăcile astea. Ia uite-l, bă. Ați văzut ce mă aruncă de față? Mă aruncă rău de față, frate. Hai, creangă, 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 creangă. Creangă, bă. La evacuare. Aici tu grijă, nu le mai lua. Hai, mă. Salut! 2x4. 2x4? Eu sunt 1x4. Ia uite. Cer eu scuze la Dio ăsta, ia uite. Ia uite, tată. Ia uite, tată. Mausoleu! Ce distanțiere să-mi pun, fraților, cât pe spate, cât pe față, ce recomandați și de ce, și ne ocupăm și pe zona asta. Dați cât mai multe comentarii, pentru că îl fac în așa fel încât să vă placă și vouă, să facem proiectul ăsta împreună și să-l facem cât mai repede, pentru că v-am zis, vreau să schimb ATV-urile și mai des și le facem frumos proiectel. După le dăm spre vânzare la prețuri foarte mici, ca să se bucure și alții. Și aici să fim atenți. Op, așa. Uite aici, îmi trebuia o distanțiere. Eu, Nema. Trebuie să atac puțin diferit față de Dan. O să fac liniuță cu Dan. Să vedeți și voi diferența între CF-ul meu stock și limitat și între CF-ul lui stageuit, puternic. Am curat să mă dau cu el în el. El să fie în el și un H. Ce cred că îl fac. Este foarte puternic ATV-ul ăsta. N-abia așa să mă dau cu 1000 aer. Ca să vă arăt că așa cum n-ai să vă dați seama că e puternic. Dar odată ce îl comparăm cu 1000 aer și ne și distanțăm de el, o să realizați că ia vedeți, mă, că e puternic X10-ul ăsta, bă. E putere. Da, e putere. Hai să facem liniuța aici. N-am așezat aici, Dan este în L. E un H. L44, H44. Și facem o liniuță și v-am zis să ne ocupăm mai în față să facem mai multe. Zic, dacă ne facem bine, depinde foarte mult de multe chestii, dar hai să vedem. La 3 claxoane, da? Da. Hai. Iar o gura, iar o gura. Iar o gura. Păi ce rost mai are, băi? Mai făcut, asta e. Ce rost mai are, să le mai dăm. Hai, tată. Băi, auzi? Nu te supăra. Nu mă supăr, bă, ce ai? Cum mă bucur pentru tine. Acum, dați-vă seama ce o să fac ăsta contra unui 1000R. Și nu vă imaginați cât de puternic e ăla. Este și softat, n-are limită în el, n-are nimic. Are și stage. Adică nu e doar de limitat, are stage. Și uitați-vă, ăsta stoc, vai de mama lui, limitat. Mi-a luat gazul instant la 55. Bă, da pleacă, tată. Bă, da pleacă, bă, pleacă, îți râmă. Curge apa, mă, din pământ, de unde pleacă ăsta. De fapt, țâșnește. Fuge, tată, fuge. Ia uite-l. Wow, 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 wow.
Nici nu vreau să mi-l imaginez delimitat. Și stagiuit. Păi ce, dacă îl stagiuiesc mă dau cu M3, cu M4, ce mă mai dau eu? Bă, mie error cu dăsta. Ia uite-l, bă, ce fuge, bă, mâncați aia și gura ta, bă, îți rămân amintirile în spate, îți rămâne Zodia în urmă. Aulu, Georgiana, Georgiana, să uită lumea la noi, mă, stai cu corul ăla în sus, așa. El, asta e tot ce poate. Aveți grijă! Sunt așa în standby, gata de atac, de când cu atâtea accidente, cu ATV-urile și răsturnări. Și plus răsturnarea mea m-a făcut să fiu mult mai aware de faptul că se poate întâmpla orice din cea mai mică întâmpenie. Și știți că v-am povestit atâtea ori, eu nu sunt cu show-off-ul, mă întorc fără niciun fel de problemă. I don't give a damn de ce ești lumea. Nu-mi pasă, îmi văd viața mea. Mamă, ce-a fost acolo? What? Scuze! Să știți că pe Dan îl simte, e mort de supărat. Cum o să-l fac? El în el e un haș. El ATV modificat pe toate părțile, al meu stoc și limitat. Și nu înțeleg, na, pui mie, te ia supărarea, te ia tristețea, te ia gândul de vânzare al utilajului, să-ți iei 10. Te mai ia, na. Acolo i-am dat eu Georgianei cel mai mare omurd în viața ei, acolo. Acolo s-a întâmplat. Am stat 25-30 de minute până am ieșit netractat, fără troliu, fără nimic. Și am reușit să ies. Bravo! Bravo! Vezi că ai ceva pe picior? Bine! Gata! Gata! Fac eu pozele la vânzare! A murit motorul! Cred că a uitat să calc ambreiaj. Ia-o tractorul, tată! Aveam de să aud așa. Merge într-un cilindru. Păi nu mai are porc. Stai așa, acu' ia stânga total. Total. Ia stânga. Bine. Bine. Doar venim, mă. Da, dai pe N. Pe P, mă rog. P. Și ia dă-i. Asta a fost tot, fraților, mulțumim mult că v-ați uitat la noi și dacă dați cât mai multe comentarii o să mai fac versusuri alături de Dan. Toată lumea vă salută, până data viitoare, aveți grijă de voi și nu uitați, comentarii ca să mai ieșim și mai des. Mi-a plăcut foarte mult și îmi place ceea ce faceți în ultima perioadă. Keep doing it ca să facem ATV vloguri cât mai multe. Hai să vă arăt repede așa cum arată bestiuța după omorul de astăzi. E plină de nămol, crăci de dedesubt, foarte zgâriat aici pe față și pe laterale, pentru că, na, ați văzut ce am făcut. Și terminăm ziua cu 336 de kilometri. V-am pupat!